Care e critica lui la aia cu emoțiile? Că ea simt niște emoții și ceilalți, ceilalți nu simt acele emoții, prin urmare nu va avea succes, nu se va răspândi. Și nu Libertarianism. apelezi la argument, de cum convingi pe cineva. El zice, tu Da, mă convingi da. prin argumentare, dar prin emoții nu poți să convingi. Păi eu dar pot să răspund, păi nu, trezește emoții și la ceilalți în comunitate. Când ne au principiul non-agresiunii, se trezesc niște emoții și așa e validat și conduc pe ceilalți. Asta e răspunsul. Plus că emoția nu e pur separată de rațiune. Tu când te uiți la un film și te emoționezi, înțelegi ce e acolo, nu te emoționezi ca prost. Nu? Înțelegi intriga, înțelegi limba din film sau comportamentele lor, nu te emoționezi, așa plângi fără motiv. Nu înțeleg ce spune cântă, dar așa mult. De ce asta ar fi critică? De ce? De unde ai scos-o că emoțiile nu se duc? Că mai degrabă se duc Nu emoțiile poți să decât le armele. transmiți, adică nu știu cum, să zicem că simți o mare tristețe și Păi dacă nu explici cuiva nu prin... poți să le Tu te trai. simți bine când ascolți principiu, el zice altuia, apare și lor Da, dar uite, s-ar putea să apară, vezi, problema este reproductibilitatea emoțiilor. Se În sensul reproduc. ăsta, păi nu Se neapărat. reproduc. Asta Asta zic, nu e o ai problemă o... grea. Păi și ce În la argument nu se ai, întâmplă? deci uite, Păi și la argument se întâmplă ție asta. îți place, ție Din poate să-ți placă argument. o manea, mie nu, de Păi și exemplu, la și... argument. Păi fii atent. Nu, facem analiză comparativă. Uite, dăm prin emoții, Așa. vedem cât s-au convins și vedem cu niște argumente și vedem cât s-au convins. Posibil ca la emoții să fie mai bine. Sigur, o să fie mai Pe poziția lui Rosmartin nu, trebuie să avem argumente ca să... Nu Da. știu, Păi poate merge fără. cred că motivul pentru care trebuie să avem argumente și nu doar emoții este exact ăsta, că argumentele sunt reproductibile. Pe când emoțiile se bazează foarte mult pe ce te emoționează. Eu vreau să iau apărarea argumentelor. Yes. Ele, dacă sunt într-o înlănțuire logică, logica e dată de la natură, n-am inventat noi logica. Și oamenii ți Ia se zi. pare că sunt logici, că Nu, percutează nu sunt, la... dar altceva Că vreau tu să îi zic. zici P implică Q, P prin urmare ce? Nimic. Blanc. Țâr, da. Sunt trei oameni care zic Q prin urmare. Q. Poți să ai o discuție despre cum arată bine o grădină. Și poți să ai o discuție despre cum este o grădină sănătoasă. S-ar putea că ție să-ți placă să tai totul și să fie neted și plictisitor. Și zici, așa îmi place mie. Ok, câtă vreme poate să dureze o modă din asta? Până când moare lumea de foame. Da? Păcând o grădină sănătoasă, are, zic tu, Gabi, ce are? Are lucruri amestecate care se întrepătrund, se ajută, pământul Nu e prea bun. Da, Nu dar prea bun. emoțiile Nu e pot fi prea bun. atașate. Înveți ce vreau să zic? Alessandro, emoțiile pot fi atașate și chestiilor sănătoase. Oamenii de azi, oamenii Absolut. sunt pesimiști, doamne, oamenii sunt varză, nu știu. Nu, oamenii resping comunismul, resping sclavia, resping Resping. rasismul. Deci nu sunt chiar așa de Resping bani. comunismul, Resping resping comunismul. sclavia, resping așa cum le-au fost date. Să-ți aduc aminte acum câțiva ani, da. Yeah. Exact. Nu, ei nu știu că ăla a fost fascist pe față, nu l-a Da, respins decât da. Da, noi eram. 20% din Noi eram populație. ciudați că ziceam că Ce, în ăla e Germania te referi sau? fascist. Nu, cu mască. Și în Germania, da, unde nu puteai să te duci la magazin dacă nu erai înțepat de A, trailer. restricții, a, restricții. Restricția. Da, chiar și cu Știi, dar ăla restricții. n-a fost, înțelegi? Pentru că fascismul, ei știu fascismul, a fost cu ceva, cu Hitler, gata, noi nu mai Cu suntem. crime. Dacă n-a Și, murit, aia nu, e da, să argument. vezi și partea bună și Încă n-a murit nimeni. Da, exact, niște mici exageri. Și partea bună și poate fi perenitatea unor emoții, știi? Tocmai că nu sunt. Prin Da. definiție, emoția nu e perenă. A, că trece. Frica a apărut în 2000 și dispare în Nu, 2015. nu. Ideea e că trece. Ideea e că trece. Ești Tu ca terorizat, la om, un moment dat te obișnuiești cu da, teroarea aia, nu mai ești terorizat. tu ca Asta om, e ai un, grea el. ca om, da, în sistemul tău neuropsihologic, da, ai o anumită saturație la orice fel de emoție. Inclusiv că e plăcută, inclusiv că nu e. Se numește, Fericire. îți crește rezistența, bine, dopaminurgică la chestii plăcute și îți crește rezistența la, cum îi spune, Cortizol. cortizol, așa, la chestii neplăcute. Și tu poți fi în cel mai mare stres, da, și se duce, și poți să fii și în cea mai mare stare de plăcere și bliz și la un moment dat te plictisești de el. Și te plictisești tocmai pentru că în interiorul tău, gata, s-a saturat și emoția se duce. Deci este trecătoare. Da, asta e modalitatea prin care vrei să transmiți sau să
convingi pe celălalt, prin emoții sau printr-un discurs rațional, să zicem. Păi hai să începem prin emoții atunci. Mă, nu vă e rușine să vreți să fiți stăpâniți mereu? Stânga se folosește de... Da, se folosește, dar se folosește tocmai pentru că tu obții un compliance temporar. Deci emoția în sine e un instrument, da, care poate să producă schimbări de comportament. Pentru că de fapt ce te interesează? Te interesează să produci schimbări de comportament. Ok, emoția poate să-ți producă, e puternică. Pe termen scurt poate să-ți producă o schimbare de comportament. Pe termen lung, nu. Deci, uite... Ca să-ți dau un exemplu. Te uiți după sărbătorile de Crăciun, da, te ieși din duș, te prinzi în oglindă și aoleo, trebuie să mă duc la sală. Vezi? Chestia asta e adevărată pentru toată, hai să zicem, pentru 70% din lume. Da? Și de asta cresc abonamentele la sală în ianuarie peste tot în lume. Da? Aproape nimeni nu se mai duce la sală în februarie. Și nu din cauza că au rezolvat problema. Din cauza unor emoții? S-a saturat, da. Pentru că reacția în sine a fost emoțională, dar nu e una rațională asumată, da? Nu ți-o asumi, ci zici, dar ăsta e răspunsul.